revenit. Am să rog colegii să invite călduros și pe ceilalți invitați de afară care vor să mai stea puțin la cafea, să vină în sală. Cei care sunt în picioare, să știți că locurile din față sunt libere și vă invit aici în față. Așa cum o spun de fiecare dată, aici este partea de business class. Veniți, veniți, se vede, se aude mai bine. Deci îndrăzniți să știți, puteți să veniți să stați în față. Știu că există foarte mulți care vor să stea la peluză. Chinezul este genul care stă acolo în picioare și comentează în spatele clasei. Ne așteaptă o dezbatere frumoasă, o dezbatere pe care, așa cum am obișnuit toți cei care vin la evenimentele BIZ, ne caracterizează. Suntem de părere că, deși toți suntem cei mai deștepți, cei mai înalți, cei mai frumoși, putem să lucrăm mai bine în grup, mai multe capete, înseamnă mai multe idei, înseamnă modalități de implementare mai bune. Și ăsta este motivul pentru care, pe fiecare dată la evenimente, organizăm aceste dezbateri, după reguli foarte, foarte clare, pentru că o discuție în panel, de multe ori este plicticoasă, de multe ori oamenii se ferie frumos, erau să aveți o scamă, își continuă ideile, dar nu spun mare lucru, pentru că se tem, de ce să spun eu, lasă să spună celălalt, și ceilalți din public spun, lasă să știm noi mai bine, și așa mai departe. Asta este motivul pentru care am zis de fiecare dată, este mai bine să spunem lucrul pe nume, toată lumea își dorește, toată lumea asta așteaptă. Și atunci nu are sens să ne mai jucăm de-a PR-ul degeaba. Hai să ne jucăm de-a PR-ul adevărat, să ne jucăm cu argumente, pentru că suntem oameni inteligenți și puternici.